România schizofrenică trivers. Că eu în ultimul timp sunt din ce în ce mai schizofrenic și ce se aseamănă zero. Dacă eu iubesc România, dar nu mai pot. Nu mai pot. Nici nu avem nevoie de vreme. Au plecat câțiva, nu știu, mai mulți. Unul singur, așa-l crezi, îți trebuie cel puțin 10 ani, părerea mea. Cel puțin, asta în mod optimist. Ce pula mea ne trebuie nouă merge? Un schizofrenic poate să se crede Iisus Hristos. Da. Se crede dreapta, ce trebuie lui, merge. Da. Se mai întâmplă că și oameni normal n-au nevoie de medici, că n-au bani. Și dacă medicul ăla ne cretină la cap să aia, n-are bani, n-are bani de transport. Nu-i să ajungă până la ăla. Nu cunoaște lumea, are alea. Și nu fiecare om are același nivel de educație, dar așa per global în România suntem schizofrenici. Acum ne-a rămas doar Dumnezeu. Da. În subconștientul social. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Uh-huh. De-abia aștept să vină Dumnezeu. A doua oară. Se poate niște mine. Am dat Dumnezeu să nu fac pace. Dar nu știu ce să mă duce la farmacie să ia medicament. Nu că n-ar putea Dumnezeu, a făcut multe. Aici, a făcut minunea să descopere și medicina. Poate Dumnezeu a creat lumea să evolueze în stilul ăsta. Bine și rău. Cu medici, avocați, de regulă, de ambele părți, cu oameni buni și răi, cu un extremism care aduce până la urmă ceva mediu. Cum se întâmplă lumea bună și rea? Dacă nu vrea Dumnezeu la voință divină, sunt ființe superioare, cum le vedem noi, superioare. Așa văd eu lucrurile de un schizofrenic, așa se întâmplă. Cred că nu se întâmpla. Făcea cursul lucrurilor, oricât potrivit ar fi avut, să ia altă, să avem altă civilizație. Spre exemplu, se făceau școli de bioenergoterapeuți, de medicină homeopat. Nu se descoperea medicina alopată, dacă nu era voia lui Dumnezeu. Dar e nevoie și de una și de alta și de ceilalți. A, la bioenergoterapeuți nu e doar de vorba de educație și de talent. Și alte chestii astea. Nu lăsa să existe excroci. Chiar și din rău poți să înveți ceva. Nu e lăsa să existe profesori ca să ne învețe. Câte ceva. Nu lăsa filmele porno să existe. Dar oamenii nu zic să punem șepula mea la ale. Dumnezeu nu lăsa să facă internetul cu dracunier. Așa mă vreau fac. Dumnezeu nu lăsa să apară multe chestii scabroase. Criminali, torționari, curve, trădători și ființe divine care propovăduie pe Dumnezeu. Cum nu lăsa? Nici nu apăreau. Luau lucruri la cost. Lumea arăta altă. Bună rea e lumea mea și lumea ta. Dacă poți accepta asta, nu știu. Eu nu vreau neapărat să schimb toată lumea. Și nici nu vreau să schimb. Eu încerc zi de zi să mă schimb pe mine. Cumva și văd că reușesc și nu reușesc. Deci să-ți dea Dumnezeu sănătate, nu știu. O să întreb pe unul, că mai, când mai întâlnesc pe unul să-ți dea Dumnezeu sănătate? Zic, dați-mi și mie cabinetul medical la doctor Dumnezeu. Să mă duc să-mi dea sănătate. Da? Sau la cabinetul medical lui Dumnezeu. E mai bună decât toate. De acord? Trebuie să ai un
mod de viață nu știu ce sănătos. Exact, mă duc la medici, nutriționiști, muncesc, fac și oră de bani, poate îmi găsesc pe cineva cu care să fac bani, că nu pot de mult ține, poate mă voi înțelege bine cu ai mei care îi înjur toată ziua, îi înjur poate cu scopul de a putea vorbi, cumva, a ne înțelege, că de împăcat nu e împăcat, îmi vreau să am mire. Ceva, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Ție poate fi, dar mie nu-mi dă. Dar sunt și alte condiții.